stai că suntem prea aglomerat aici și simți nevoia să-mi țin rucsacul. Ce s-a făcut aici rucsacul? Am simțit-o că a tras cineva. Aici deci am simțit, de aia am simțit nevoia să-l las în față. Și aici ai de sucut, te rog. Ia uite. Deci nu pot să cred că ne-au făcut la buzunare. Aveam GoPro și 360. Nu prea se aplică lucrul acesta. Și nu doar pentru că le presupun că și Spania și Portugalia sunt cam în și aceeași poveste. Chiar am întâlnit. Salutare, Damian din viitor aici. Înainte să dăm drumul vlogului, vreau să vă rog să vă uitați la el cu atenție și vreau să vă rog să dați share. Să dați share ca toată lumea să-i vadă pe nemernici ăștia și să știe ce se ferească. Știu că te gândești că nu ți se poate întâmpla ție, dar îi se poate întâmpla unui prieten, unui membru ai familiei sau unui cunoscut. Așa că, încă o dată, te rog să dai share acestui vlog ca toată lumea să-i vadă pe nemernici ăștia și să ferească de ei. Înainte să dăm drumul la vlog, mai am încă o chestie de spus. Noi plănuiam să filmăm un vlog cu ce nu ne place în Italia, în special în Napoli și pe Costa Amalfi, pentru că ăsta a fost titlul vlogului nostru. Și s-a potrivit, n-a fost nicio, cum să zic, o planificare a faptului, a chestiei astea să fim jefuiți în Napoli, să ni se deschidă rucsacul. Pur și simplu aveam niște chestii puse pe listă și vreau să spunem ce nu ne place în Italia, dar o să vezi asta în vlog, așa că hai să începem. Ce nu ne place în Italia, pentru că nicăieri nu e totul roz, e bine, am descoperit și lucruri care ne deranjează sau care ni se par anormale în Italia. Și o să vorbim în acest vlog despre lucruri la modul general din Napoli și Costa Amalfi, pentru că asta am vizitat noi în acest concediu. Exact. Și stai așa, că n-am terminat. Pentru că Siminei îi place foarte mult Italia și a zis că e țara în care ea s-ar muta, eu am să fiu avocatul diavolului, dacă pot spune așa, eu am să spun lucrurile pe nume, iar ea va încerca să le combată, dacă va reuși sau dacă este cazul. Mi-am notat eu niște lucruri de-a lungul zilei, nu știu despre ce este vorba, nu i-am spus despre ce este vorba și așa o să luăm pas la pas și o să vedem reacția la lucrurile care eu am să spun că m-au deranjat sau că nu mi se par normale în Italia. Uite, am aici Odita mai lista și o să începem cu primul dintre ele. Simina, ce părere ai despre mizeria din orașul Napoli? Mint cu ceva? Nu, adevărul e că în momentul în care am ajuns în Napoli, ne-a lovit așa din plin, am intrat probabil fix pe cele mai mizerabile străzi de aici din oraș. Nu tot orașul este așa, sunt anumite străduțe care arată mai puține. Străduțe care arată mai curat. Dar, da, din păcate aici nu pot să contrazic pe Damian, pentru că, într-adevăr, orașul Napoli este destul de murdărel în comparație cu alte orașe din Italia. Eu am comparat Napoli cu orașul Colombo din Sri Lanka. Îmi pare rău că nu am filmat acolo în zona aia mai multe cadre, însă credeți-mă pe cuvânt că nu e departe de Colombo. Nu e departe de Colombo din punctul ăsta de vedere al mizeriei și dintr-un alt punct de vedere. Punctul de vedere al siguranței pietonilor. Pentru că aici este încă un lucru pe care pe mine m-a deranjat. Pietonii sunt ultimii lanțul trofic. Adică mașini, scutere, scuterele chiar sunt primul lanțul trofic, scuterele sunt cele mai cele. După care mașini, autobuze, iar pietonii sunt ultimii. Nu acordă prioritate la trecerile de pietoni. Nicăieri. Deci am dreptate? Să... Da. Și cu asta? Da. Deci niciun fel de prioritate, nu ai niciun fel de drept. Pe trecerea de pieton, tu nu ai drepturi ca pieton. Chiar dacă e semaforul verde pentru tine, nu ai drepturi pe trecerea de pietoni. Și acum o să spun și un lucru bun. Uite, suntem aici la coadă la pizzeria Michel. Prima, a doua, parcă ai citit. A doua, cea mai veche pizzerie din lume. 5 generații de master și fac aici pizza și, pe lângă faptul că este delicioasă această pizza, este, cred că, și cea mai ieftină pizza din Napoli. 6 euro. Fără coperto. Stăm la coadă, ne luăm pizza și revenim cu, pentru că am lista lungă, cu ce mă deranjează în Italia. Așa cum am spus, și o să fac un disclaimer, să numește cum se numește disclaimer. Nu știu ce vrei să faci. Adică nu vorbim asta în necunoștință de cauză, nu suntem nici prima oară în Italia, nu suntem nici prima țară pe care am vizitat-o, am vizitat peste 30 de țări, așa că asta este strict părerea noastră din întâmplările prin care am trecut noi și experiențele prin care am trecut noi aici în Italia și în celelalte 30 și de țări pe care le-am văzut până acum. Da. Ciao. Una margherita e una cosacca. Margherita cosacca. După o oră de stat la coadă, mâncăm aici pe bordură ca urolacii, am reușit să luăm pizza. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta de restaurante, există în Italia o taxă care se numește coperto. Este practic taxa
pe care tu o plătești pentru că spune sare pe masă, piper, îți aduce cuțitul și furculița. Nu poți să nu o plătești, e obligatorie și din ce am observat noi, e între 1 și 3 euro de persoană, obligatoriu. Deci nu e tips, e practic taxa că spune sare pe masă și cuțit și furculiță. E adevărul este că nu merge doar până la 3 euro, până la 3 euro locurile pe unde am umblat noi. Coperta poate să ajungă și la 5 euro de persoană. De persoană. 5 persoane la masă, mulțești cu 5. Așa că dacă vrei să mănânci mai ieftin, îți iei pizza takeaway și stai pe bordură ca să nu plătești coperta. De banii aia mai îți o bere sau ceva. Sau calculezi la prețul mâncării încă acel 1, 2, 3, 5 euro cât sunt și să știi că asta te va costa masa într-un final. Să ne fie de bine. Și dacă tot am vorbit despre coperta, vreau să mai aduc în discuție un subiect controversat care pe mine m-a deranjat. Și anume, știu cum să zic, ca să nu sune urât. Hai să zic doar comportamentul ospătarilor. Și nu doar ospătarilor, dar tuturor italienilor în general față de turiști. Nu ți s-a părut? Mi s-a părut că sunt cam... nu așa cum ar trebui. Păi, pe de o parte e treaba asta cu coperta, unde eu, deși am citit că nu ține loc de bacșiș neapărat, acum eu o să presupun că ține loc de bacșiș și cumva își asumă că oricum primesc ciubucul ăsta, chiar dacă nu fac nimic în mod special. Unii, într-adevăr, mi s-au părut că sunt așa un pic mai nepăsători, dar... nu neapărat toți, pe de o parte. Pe de altă parte, parcă poți să înțeleg când trăiești într-o lume a turismului și tot timpul trebuie să ai un anumit comportament. Total de acord. Dar, mulți dintre ei nu realizează, probabil, că datorită turismului ăsta excesiv din orașele, din orașul lor, ei au ce să pună pe masă. Pentru că nu doar activitatea directă cu turistul îți aduce bani, ci și activitățile conexe. Și o să-ți dau un exemplu acum exact, că uite, suntem pe șosea și a trecut pe lângă noi un autobuz. Șoferii de pe autobuze, de exemplu, poate mulți dintre ei au ce pune pe masă pentru că există turiști foarte mulți la ei în oraș și s-au suplimentat numărul autobuzelor și ei în felul ăsta au un serviciu. Deci toate chestiile astea conexe care sunt legate de turism le aduc lor venituri și au ce să pună copiilor o pâine pe masă. De acord, dar în același timp parcă pot să înțeleg, pentru că la un moment dat parcă te saturi și știi că nu o să ai liniștea de după furtună niciodată, pentru că e un oraș turistic și totdeauna va fi furtuna prezentă, metaforic vorbind, desigur. Ok, bine, trecem la următorul punct de pe lista mea. Și pentru că suntem pe stradă, mai am câteva chestii legate de circulație. Nu știu dacă să spun că nu-mi place sau că mă deranjează. O chestie pe care am observat-o și nu mi se pare normală mie din punct de vedere ca și șofer. Sunt foarte multe mașini lovite și zgâriate. Dar foarte multe. Și când spun foarte multe, cred că 30-40% din mașinile care circulă aici în zona asta, în Italia în general, pentru că și la Roma am văzut, când am fost la Roma, la fel foarte multe și și la Cinque Terre, sunt foarte multe mașini lovite și zgâriate și nu știu de ce nu iau măsuri oamenii ăștia. Păi ce măsuri poți să iei, dat fiind că ai străzile pe care le ai la dispoziție, sunt foarte înguste, cu toții cumva și-au asumat voit că or să aibă mașinile zgâriate. Și aia e. Prima oară când am fost în Italia, acum vreo mulți, 15-17 ani, nu știu cât ori fi trecut de atunci, observasem că toate mașinile de pe partea, erau parcate multe mașini și toate mașinile de pe partea cu strada, cum ar veni, erau zgâriate. Toate, fără nicio excepție. Adică treceau unul și le lua la rând pe toate. Și da, și explicația unei persoane care locuia aici în Italia a fost că, într-adevăr, străzile sunt foarte înguste și pur și simplu își asumă că or să aibă mașinile zgâriate și nu le mai pasă. Adică nu mai stau să se streseze de chestia asta. Bun, încă o treabă legată de mașini. Dacă ajungi pe coasta Amalfi, valabil și la Cinque Terre, nu-ți recomandăm să-ți închiriezi mașină. Ai la dispoziție mai multe variante și acum o să mă refer strict la coasta Amalfi. Poți să mergi dintr-o localitate în alta cu autobuzul și cu feribotul. În plus, poți să faci ce am făcut și noi, să-ți închiriezi un scooter. De ce spun asta? Pentru că
Drumul e foarte îngust, mașini sunt foarte multe pe drum, turistice, neturistice, oamenii de acolo, uite, vorbeam de mașini lovite, uite, ia uite. Și dacă mergem, uite, și acolo, zgâriată. Deci dacă mergem pe stradă, o să găsești foarte multe. Bun. Sunt foarte multe mașini pe coasta Amalfi și se blochează circulația. Sunt momente când se blochează circulația. Noi am închiriat scooter și le-am fentat, am trecut între ele, n-am stat la poze, n-am stat la practic, nimic. Și râdeam. Practic, toată coasta asta Amalfi e un fel de Valea Prahovei la noi. Când stai pur și simplu exact, în ambuteiaș da. Sau, nu știu, Valea Oltului sau ce străzi mai avem așa. Cel mai rapid scuterul, cu scuterul te strecori între ele și în Italia, vă spuneam în vlogul, pentru că avem un vlog filmat la 5 etere cu scuterul, vă spuneam acolo că în Italia, am înțeles să se implementează acum și în România, poți conduce scuter de până în 125 de centimetri cub, cu motor de până în 125 de centimetri cub, cu permis categoria B, deci cu permisul pe care tu îl ai și conduci mașina ta acasă, poți veni să conduci aici scooter. Acum stai puțin că n-am terminat legat de mașini, mai aveam o chestie pe lista mea care mie mi s-a părut foarte deranjantă. Cred că e top, top deranjante. Aole. Faptul că sunt, da, faptul că sunt benzinării unde nu poți să plătești. Te duci și pui benzină, să vă spun ce s-a întâmplat, că noi am pățit-o. Am ajuns seara, ne-am întors înapoi să ducem scooterul. Și ne-am dus la benzinărie, să plătim. Nu era nimeni acolo la benzinărie. Am luat pompa, am băgat benzină și m-am dus să plătesc. La nu un era nimeni, avea un aparat, că nu era nimeni acolo. Și aparatul mi-a dat o chitanță. Eu nu am putut să plătesc benzina atunci, cu chitanța aia. Trebuia să mă duc a doua zi, la ora 9, când deschidea benzinăria, cum ar veni, când venea angajatul benzinăriei, să-i plătesc, să-i dau chitanța și să-i plătesc la benzina. Eu înțeleg că să merge pe încredere, asta nu e niciun fel de problemă, chiar mă bucură lucrul ăsta, însă, eu poate nu sunt în orașul ăla, ce fac? Mă întorc înapoi, noi a trebuit să plecăm a doua zi din oraș. I-am lăsat celui care ne-a închiriat scuterul chitanța și am dat banii 5 euro să ne plătească benzina. Mi se pare extrem de deranjant asta, adică dar mi s-ar asta părea este normal. Într-adevăr un inconvenient și pentru persoana cealaltă care trebuie să facă un drum în celălalt capăt al orașului unde am stat noi când am alimentat, să plătească acolo. E poți, un pic... mai era o chestie, poți dinainte să te duci la aparatul ăla și să spui la pompa 4 vreau să bag de 10 euro benzină. Dar eu am vrut să fac plinul la scooter, că nu știam cât am consumat. Eu nu aveam cum să spun că vreau să bag de 10 euro, să achit dinainte 10 euro, pentru că nu de rest mie. Și nu aveam cum să achit dinainte 10 euro când eu poate am consumat de 2 sau de 5 sau de 20 de euro. Asta mi se pare o chestie foarte deranjantă, poate cea mai deranjantă din punctul meu de vedere aici în Italia. Aș prefera să fie închisă benzineria aia, nu pot să bag, mă duc la alta, caut alta, bag de acolo benzină, decât să se întâmple chestia asta. Pentru că eu poate sunt în trecere și mâine sunt la 300 de km de orașul respectiv. Nu mi se pare normal. Au niște reguli diferite și noi nu suntem familiarizați cu ele, e adevărat, și noi suntem turiști. Nu poți să știi toate regulile unei țări, ți este imposibil. Și atunci, pentru turist, într-adevăr, e un pic... un pic peste mână, pentru că nu știi ce faci mai departe și nu știi ce repercursiuni o să aibă faptul că nu poți să plătești. Primești amendă? Te bagă la poliția? Gen, ce se va întâmpla dacă nu plătim? Și noi nu am știut chestia asta, dacă era un nene acolo, mai erau câțiva care au alimentat și erau chiar italieni și chiar erau și dintre ei unii care erau mirați. Nu știau ce au de făcut mai departe. Nu știau să ne explice mai mult ce trebuie să facem. Și până la urmă am găsit un nene care ne-a spus că și el avea un bon și n-ai zis, trebuie să vii mâine aici la ora 9 când deschide și să plătești. Dar nu mi se pare normal, pentru că eu poate sunt la 500 km distanță mâine. Nu e normal. Mai bine să nu mă lase să bag, să închide benzinăria, să nu mă lase să pun benzină. Adică decât dacă plătești înainte, cum am zis că era varianta să pui dinainte 10 euro, 50 euro, să spună exact, să spurgă benzină exact de sumă pe care ai pus-o. Ok, deci dacă nu pot așa, să nu mă lase să pun benzină, pentru că eu mâine nu mai sunt în orașul ăla. Dar sunt foarte ponit pe chestia asta, pe mine personal m-a deranjat foarte mult lucrul ăsta. Viața e mai frumoasă cu un Aperol, găsești peste tot. Pe aici, prin Napoli și prin Italia, așa, am văzut Aperol, to-go, să-l iei la pahar. Ți-a luat o cafea. Da, și am scăscut în evidență, chiar dacă m-a bine dispus Aperolul, un alt lucru neplăcut care pe mine o deranjează și anume siesta. Oamenii ăștia, după amiaza, între orele, nici nu știu cum să zic, 2 și 6, ceva de genul, nu este aceeași siestă peste tot, adică aceeași interval orar peste tot, e, cred că, cum vor ei. Au anumite intervale orare în care închid magazine, închid restaurante, adică restaurantele ei sunt acolo, restaurantul e, are ușa deschisă, dar nu servesc, pentru că este siesta. Simina? Ei bine... De aici a început treaba cu jaful.
o să las vlogul să curgă, o să las imaginea să curgă așa cum au ieșit ele din cameră și o să vă rog să vă uitați cu atenție, să vedeți dacă identificați toată treaba, pentru că n-a fost un singur hoț, să vedeți dacă ai reușit să identificați tot ce s-a întâmplat în jurul nostru, după care o să reiau și o să revin cu încetinitorul și o să povestim despre ce s-a întâmplat. Aici o să fiu de acord cu Damian. Și chiar povesteam zilele trecute, dacă în mod normal unul dintre sfaturile noastre de călătorie erau nu te du în zona turistică să mănânci pentru că plătești dublu, mergi 5 minute pe o stradă mai de lângă și o să mănânci și mai ieftin și mai gustos. Uite, e un târg aici, scuză-mă, cu chestii care se vând, SH-uri și tot felul de chestii. Ei bine, pentru Italia nu prea se aplică lucrul acesta și nu doar pentru Italia, presupun că și Spania și Portugalia sunt cam în aceeași poveste. Și Grecia chiar am întâlnit, dar în Italia Grecia, da. Cel puțin mult ne-am lovit de treaba asta noi. Stai că suntem prea aglomerat aici și țin nevoia să-mi țin rucsacul mai în față. Nu de alta, dar ai zilele trecute... Aici rucsacul. Am simțit-o că a tras cineva de mine. Ține asta. Uite, încerc să ne facă la rucsac, fii atent aici. Băi, deci aici am simțit nevoia să-l las în față. E bine, și acum să începem cu încetinitorul. Uitați-vă la nenea asta cum se uită după Simina, da? Și vine după ea. Uitați-vă la el, nenea cu tricou maro deschis, nu știu ce culoare e aia. Mă rog, maro deschis, uitați-vă la el. E, nenea nu este singur. Nenea este însoțit de încă doi prieteni de-ai lui, sau mă rog, cum s-or numi ei acolo în gașca lor de hoți, care la un moment dat ne vor flanca pe noi în stânga și în dreapta, astfel încât oamenii care trec pe stradă să nu vadă ce face nenea ăsta, cum ne umblă nenea ăsta în rucsac. Și o să vedeți imediat despre ce e vorba și la ce fac referire. Aici încep să se apropie, uite-l, e unul în tricou alb și unul în partea dreaptă și unul în tricou albastru în partea stângă. S-au văzut pentru puțin timp. Noi vorbeam și povesteam și am întors camera și filmam în față locului prin care treceam. Iar atunci când am întors camera înapoi să ne filmez pe noi, surpriză! Nenea era în rucsac, uite, o să pun chiar o pauză aici, nenea era în rucsac cu Siminei băgat jumate, uite-l cum se uită în rucsac și vă rog să vă uitați și în partea stângă, domnul cu tricoul albastru, la fel, se uită în rucsac, se uită ce făcea ăla și cred că la un moment dat își ridică privirea și cred că vede că noi filmăm, că dintr-o dată s-a sucit și a întors privirea și a încercat să plece să miște de lângă noi. Noi ne-am oprit, am văzut că rucsacul e deschis, iar el în momentul ăla a trecut pe lângă noi, în fața noastră s-a oprit undeva în dreapta, cel cu tricou alb și cel cu tricou albastru rămânând în urmă. Noi în rucsac n-aveam bunuri de valoare, bine, aveam camera GoPro și 360, dar aveam pașapoartele. Noi fără pașapoarte era mare tâmbălău, nu puteam să ne mai întoarcem acasă, trebuia să mergem la ambasadă, pierdeam avionul, alți bani, altă distracție. Așa că, încă o dată, înainte să dau drumul vlogului, să vedeți vlogul până la capăt, încă o dată vă rog să dați share acestui clip, să-i vadă toată lumea pe nemernici ăștia, să știe ce se ferească. Și aici aveam pașapoartele. Hai că merg în spatele tău. Incredibil, ține și tu rucsacul în spate, te rog. Ia uite. Da. Vai, deci nu pot să cred că ne-au făcut la buzunare. Au vrut. Păi stai că nu știu ce au luat din rucsacul ăsta, aveam camerele aici. Nu cred că a apucat să ia nimic. Hai să ieșim în aglomerație și nu uităm. Hai să traversăm. Oricum dacă ne-au luat, prinde orbul spatele ochii. Da. Chiar zilele trecute, ieri de fapt, povestea o doamnă că i-a fost furat telefonul din mână în Sorrento. Vedeți. Mai avem camerele aici? Aveam GoPro și 360. Este. Și camera? Și GoPro este. Este. Ok. Hai, n-au apucat să ia nimic. Cât bine că mi-au luat pașapoartele. Aia, aveam actele acolo, pașapoartele. Da, greșeala noastră. Ne-am dat cu filmatul. Nu sunt aici, portofelul, pașapoartele. Ne-am dat cu filmatul și nu am fost atenți la rucsacul. Așa că atenție mare în zonele aglomerate. Țineți rucsacul în față la vedere, pentru că uite ce se poate întâmpla. Am citit despre lucrul ăsta. În Napoli, și că sunt e... foarte multe afișe în toată piața din Garibaldi, din deci piața centrală. Încă un lucru care este deranjant. Cred că nu se fură în București, că se fură în Napoli.
am citit tot felul, o grămadă de oameni se plângeau că au fost furați în Napoli și poliția pare, nu știu, carabinierii neputincioasă, nici nu știu cum să spun, nu vrea să bage, nu știu care e treaba. Probabil o să și vedem pe cameră, dacă filmai spre mine când s-a întâmplat. Nu vreau să văd, da, uite chiar dacă că filmam spre tine, poate deci în momentul ăla și prins ceva. Să-l fi prins, da. Da, nu vreau să comentez de ce nu se ia măsuri în privința asta. Mă rog, mergem mai departe. Și să continuăm legat de discuția noastră dinainte de eveniment. Ce ziceam, dacă înainte vă recomandam să nu mâncați în zonele turistice, acum nu vă putem recomanda asta pentru că doar în zonele turistice aveți șanse să mai găsiți ceva deschis la ora siestei. Prânzului, la ora siestei, ca să poți să mănânci. În rest, nu, te vei plimba mult și bine până ți se va face foarte foame și te oprești la prima bodegă și plătești triplu, că așa sunt prețurile. Na, îi dau dreptate lui Damian. Am ajuns la gară, aici peste Dumie gara și stația de autobuz, pentru că vom merge cu autobuzul până la aeroport. Se numește Alibus, autobuzul pe care trebuie să-l iei și poți să-ți cumperi biletele online. Sau poți să le plătești și în autobuz. Napoli Centrale, apropo, suntem la... Uite, și autobuzul acolo, cred că pleacă, nu mai prindem. Suntem la stația, la Napoli Centrale, la gara de nord a Napoli. Mi-am mai notat eu aici taxele de oraș și de curățenie pe care le plătești cash la susținerea cazare. Cu toate că noi ne-ai rezervat cazele prin Booking, într-adevăr sunt menționate acolo. Dar trebuie să le plătești doar la cazare și doar cash. Ce părere ai despre asta? Așa este. Ideea este că, ok, în Napoli... Vorbim despre Napoli, da. Napoli și în și Salernul. Da, dar ce vreau să zic este că în Napoli, într-adevăr, este super multă mizerie și zici, ok, pe și banii încotro se duc, nu? Că pentru asta ar trebui să fie o taxă de turist, să se curețe drumul în urma ta, că lași mizerii. În partea cealaltă, în Salerno, în schimb, domnul de la... Deși noi s-a produs un decurățel, orașul. Salerno, da. Domnul de la cazare a făcut o afirmație de genul că na, e o taxă inutilă, nu... Banii rosiți, da. Ne-am urcat în autobuz să mergem către aeroport, am plătit 5 euro de persoană, se poate plăti, poți să iei biletele pe site sau așa cum spunea și Simina mai devreme, poți să plătești cu cardul aici în autobuz sau chiar și cash. Însă, până să trecem la următorul punct, o să vorbim tot despre carduri. Și m-a mai deranjat pe mine, de exemplu, pe mine faptul că la Vesuviu, care este o zonă super, mega, extra turistică, nu poți plăti cu card, nicăieri. Nici în autobuzul în care te urci să te ducă la Vesuviu și care te duce înapoi, nici la magazinele de acolo, de pe tot traseul. De ce e deranjat de chestia asta? Pentru că poate nu ai cash. Adică nu te aștepți ca într-o zonă atât de turistică. Noi am avut cash foarte puțin zilele astea cât am umblat pe aici și nu te aștepta ca într-o zonă extrem de turistică să nu poți plăti cu cardul și nu ai cash la tine și ce faci, mai ales dacă ai ajungi sus la Vesuviu și nu mai ai bani să te mai întorci și înapoi, ce faci? Nici măcar un ATM nu era la dispoziție. Exact, nu e semnal la internet acolo și probabil că de-aia nu... Dar nici nu te avertizează, nici nu spune, domne, vezi că nu poți să plătești, aibă un anunț, ceva mare acolo când te urci în autobuz, să zică, prietene, vezi că nu poți nicăieri să plătești cu cardul la noi, aici trebuie doar cash, întoarce-te înapoi la bancomat, caută-ți bancomat, înainte să te urci în Vesuviu și scoate-ți bani. Foarte deranjantă chestia asta, ți-a zis de ce, poate ai venit postați acolo să nu știu, să fie sete, să trebuiască neapărat o sticlă de apă, să nu ai o sticlă de apă. Sau să nu ai bani să plătești autobuzul, să te întorci înapoi, rămâi sus pe munte acolo. Păi la pas. Da, 3 ore. Cât așteaptă Damian acolo să ne vină cafeaua, suntem la aeroport. O să spun eu un lucru care m-a nemulțumit puțin și m-a și șocat în același timp. Nu știu dacă l-are și Damian trecut pe listă, o să aflăm imediat. Și anume faptul că de mult prea multe ori am băut cafea proastă aici, în Italia, ceea ce nu pot să concep, pentru că nu e tărâmul cafelei. Și de foarte multe ori am nimerit cafea proastă, la gust. N-a fost ok, n-a fost comestibilă vorba aia și cumpărată de la cafenelele lor, pastiserile lor, adică nu de la aparat, de la mașinărie. Să vedem dacă și Damian are pe lista lui acest aspect sau dacă mă contrazice, să fie el good cap de data asta. Le povesteam adineauri că am și o
un minus pe lista mea și eram curioasă dacă și tu l-ai pe lista ta. S-auzim. Că toți suntem la cafenea și ziceam că de mult prea multe ori, dat fiind țara în care ne aflăm, am băut cafea proastă zilele trecute și că nu-mi explic cum e posibil. Adevărat, da. Nu te-ai aștepta, având în vedere că Italia e patria cafelei, expreso și a capocinului, nu te-ai aștepta să găsești cafea proastă aici, însă... Și nu la aparate sau ce știu ce bodeguțe mici, da. La cafene, la pasteri? De peste 90% cafeaua care am băut-o cât am stat aici zilele astea a fost praf. Și să scot lista, stai așa că n-am terminat. Că veni vorba de cafea, hai să vorbim și despre mâncare. Am găsit o chestie în cameră ce n-am întâlnit noi, deci noi am vizitat peste 30 de țări din toată lumea asta. Asia, Europa, peste tot. Nu am văzut până acum nicio cameră de hotel sau Airbnb un anunț care să ne spună că nu ai voie să mănânci în cameră și că amenda e 50 de euro. Deci am găsit în camera asta de aici din Napoli, am găsit un anunț în cameră, pare că nu l-am filmat, care spunea că nu ai voie să mănânci în cameră și că dacă te prind să mănânci în cameră, te prind că mănânci în cameră, îți dă 50 de euro amendă. Acum mă gândesc că probabil că au avut ceva reminiscențe, dar au pus anunțul ăsta, au probleme, au venit oameni și au făcut ciorbă în casă, în cameră, acolo, nu știu care a fost treaba, de-au pus ei anunțul ăsta, dar ceva, ceva e. Adevărul undeva la mijloc, cred eu. Da, dar ca să fiu eu good cop în povestea asta, e singurul loc unde am întâlnit. Adică nu mi s-a mai întâmplat până acum, în Italia mă refer. Nicăieri n-am mai întâlnit, doar în Italia. Nicăieri. Da, dar a fost, asta vreau să zic, a fost doar un caz excepțional, nu da. Neapărat... Da, dar e deranjant, adică să spună că îți dă amendă 50 de euro, ok, spune că n-ai voie să mănci în camera, că să mă amenințe, că îmi dă amendă, mi se pare ne la locul lui, deplasat pe treabă. Și tot legat de mâncare, o să discutăm despre, adică o să discutăm. Vreau să vă aduc la cunoștință, dacă nu știați, că în Italia micul dejun stă în croissant. Sau ceva dulce, sau o patiserie, o patiserie dulce. Noi ca români obișnuiți cu omleta dimineața sau cu salamul sau cu asta, mi se pare dubios și deranjant, zic eu. Să... Adică e ok o zi, două, dacă mănânci o săptămână la micul dejun croissant, parcă nu mai așa de distractiv și de fan, chiar dacă eu sunt fan dulce, adică să ne înțelegem, eu sunt fan dulce. Și totuși e deranjant. Spui despre faptul că atunci când îți cumperi bilet de tren la Trenitalia, nu-ți spune nimeni și nu scrie nicăieri că trebuie să validezi biletul de tren în gară sau pe peron înainte să te urci în tren. Probabil că scrie pe site-ul lor, iar pe validatoarele respective, aparatele unde se validează, menționează că trebuie validat. Eu n-am văzut să menționeze și nici nu am cumpărat biletul de pe site, eu l-am cumpărat din gară. Dar adevărul este că dacă nu știi, n-ai aflat, e cam greu să-ți dai seama. Adică nu sunt, nu știu, niște afișe mari care să specifice ce ai de făcut. Și este posibil să te urci cu biletul plătit, să te urci în tren și să plătești amendă doar pentru că nu l-ai validat. Sunt niște aparate așa micuțe unde bagi biletul și îl ștanțează, ca la tramvai, de exemplu. Și ne-am lovit de o problemă. Noi ne-am cumpărat bilet de feribot să mergem din Sorrento. Ce am? Înghețată? Foarte multă ciocolată. Pauză. Am foarte multă ciocolată, da. Un cart înghețată. Mai am? Da. Ok. Noi ne-am cumpărat bilet de feribot să mergem din Sorrento în Capri. Și în ziua când trebuia noi să plecăm din Sorrento în Capri, a fost furtună, tornadă, ce au fost el pe, mă rog, pe mare și s-a anulat feribotul. Nu, asta e, mergem înainte, viața merge înainte. Ne-am dus în port să ne vedem, noi luam biletul de pe un site, de pe site-ul lor, al companiei care operează feribotul. Ne-am dus în port să vedem care e treaba cu numărul banii înapoi și ne-am spus să ne uităm pe site. Ok, ne-am uitat pe site. Care a fost problema pe care am întâmpinat-o pe site, Simina? Problema pe care am întâmpinat-o pe ca site... Să, ca să nu zic eu să par că numai eu sunt ăla rău, da? Să fii și tu aia rea. Este că nu aveau traducere în limba engleză. Era totul era scris în italiană. Erau și... capetele de afiș, cum ar fi, capul, începutul articolului sau chestii respectivă pe care trebuia să o știi era în engleză, după care toată explicația era în limba italiană. Da, și dacă nu știi italiană, e destul de complicat. Da. Și m-am mai lovit de o problemă. Acum să ne spui tu, care ai vizitat Napoli mai mult decât l-am vizitat noi, dacă te-ai lovit de problema asta. Noi am vrut să mergem, de fapt am fost și am vizitat, cum se spune, subteranele orașului Napoli. Am fost la subsol
se întind, sunt cele mai mari subterane, cele mai mari catacombe din lume. Ne-a spus ghida că măsoară peste 400 de kilometri și sunt vizitabile mai puțin de 1% din ăștia 400 de kilometri de... Mă rog, o poveste foarte frumoasă, foarte frumoasă. O poveste pleacă de acum 2500 de ani, când oamenii au săpat să... au săpat în rocă, să scoată roca, să construiască case. După aia toate catacombele le-au transformat într-un rezervor uriaș de apă, de unde se alimentau toți locuitorii orașului, pentru ca în al doilea război mondial să fie iar transformat, catacombele să fie transformate în buncăr de apărare. Buncăr de apărare, mă rog, trecem. Deci despre asta a fost vorba în mare. Foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult, mie personal, maxim mi-a plăcut și îți recomand dacă vii în Napoli neapărat să vizitezi catacombele. Însă, m-am lovit de o problemă. N-am putut să plătim cu cardul, nici aici. Și de-aia spuneam, tu care vizitai mai mult decât noi orașul Napoli, te-ai lovit de problema asta și la alte atracții astea turistice, sau a fost o întâmplare doar noi la catacombe și atât? Pentru că bancomatele în zona centrală, turistică a orașului, sunt foarte, foarte rare. Foarte rare. N-am nimic de zis. Aș vrea să apăr, dar n-am nimic de... Bine, puteai să-ți cumperi biletul online și plăteai online. Plăteai în plus. Dacă îl cumpărai online, plăteai în plus. Plăteai o taxă pentru aia să sări peste rând, cum ar veni, skip the line, și plăteai în plus. Okay. Da, nu știu cât plăteai în plus. Noi am plătit la, aici, la intrare, 15 euro de persoană cash. Bun, cam asta a fost în mare lista mea. Ce vreau să spun? Asta este experiența, așa cum spuneam și până acum, experiențele pe care am trecut noi. Sunt chestii pe care pe mine personal m-au deranjat și chestii care mie personal nu-mi plac. Asta nu înseamnă că Italia nu este o țară foarte frumoasă și nu înseamnă că noi nu o să ne întoarcem în Italia, pentru că ne place foarte mult Italia. Ne place pista, ne place pasta, ne place limoncello, aperol, spritz, pizza. Da. Asta nu înseamnă că nu o să ne întoarcem în Italia, doar că sunt chestii pe care... Alo, Italia, păi rezolvăm și noi chestiile astea sau ce facem? Ne place, da. Dar... rezolvăm și noi chestiile astea. Dar ne place Italia. Acestea fiind spuse, estimabile și dragă familie, îți mulțumim că ai stat cu noi până acum. Abonează-te că n-ai făcut-o deja. O să mă uit pe filmări să văd dacă chiar se vede pe filmare cine ne-a avut să ne facă la rucsac și o să las o imagine cu el dacă l-am surprins pe cameră. Bine că nu ne-a făcut de pașapoarte, că ar fi fost mult mai tragic. Îți mulțumim tare mult alături de noi până aici. Dă și un like acest videoclip. Nu uita să mănânci și o pizza din Napoli, că este cea mai bună pizza la din lumea la Michel. Nu, oriunde. Adică e bună la Michel, dar oriunde în Napoli și în zona asta, nu ai cum să dai greș cu pizza. Vino și pe Facebook, vino și pe Instagram. Iar până data viitoare. Salutare. Pa.